În cinematografe se lansează pe 21 septembrie povestea unui pierde vară. O comedie romantică despre, țineți-vă bine, emanciparea bărbatului în secolul 21. Auzi, băi, plantă, bă. Adică cum o fi asta, tu-ți imaginezi? Încă nu știm, dar o să ne spună Alex Papadopol, Crina Semciuc și Paul Negoescu. Voi. Îți mulțumesc! Super! Ne-a omorât cu melodia asta. Deci începe pe 21 septembrie. Da, pe 21 septembrie în cinematografe. Despre ce este vorba? Cum e cu emanciparea asta bărbatului, așa, în secolul 21? Cred că Paul Negoescu ar putea să ne răspundă. Aveți legătura, da. Domnul Paul, vă rog, da. Frumos? Povestea asta a pornit de la o glumă și a fost preluată așa într-un comunicat de presă, că... Spuneam, fiind vorba despre un film despre relațiile între bărbați și femei și cum văd bărbații relațiile, că e un punct de vedere destul de masculin în filmul ăsta, spuneam că femeia... Așa la tine, destul de masculin, păi crezi că eu sunt aici femeia degeaba? Nu se poate simți emancipată fără ca și bărbatul să fie emancipat în secolul 21, că cerem de la femei să gătească, să spele, să și muncească și în același timp cred că și bărbatul ar trebui în ziua de astăzi se împartă din datoriile zilnice. E o comedie, la urma urmei. Este nu, o comedie, da. Papadopol, este o comedie unde lumea din 21 septembrie poate să meargă la cinematograf și să se amuze râdă, două ore. Să se amuze, să se emoționeze, da. Nu este o comedie cu super hăhăială, dar este o comedie bine așezată și consistentă. Crina, tu ce ai de spus în apărarea ta? Păi nimic, vă invit la film și după aia discutăm, vorbim, punem întrebări de după. Tu ești și o tânără mamă, nu? Cât are copilul? 2 ani acum? 2 ani. 2 ani să-ți trăiască. Mulțumesc. Și tu ești căsătorită de 3 ani? De 10 ani aș putea spune. De 10 ani? Da. Ne luăm din asta, marge, ce bine. Da. Adică a fost o marge, nu a fost... Mică, zice. Mică, exact. Da, mică, bun, la tine a văzut filmul Familia? Ruxy a văzut filmul, da. Da, dar l-a văzut la Sibiu, la TIFF Sibiu și i-a plăcut foarte mult. Pentru că mi se pare normal să vină un feedback așa de la familie, nu sau de la cei mai apropiați, că ei sunt și foarte sinceri. Adică la ei poți să vezi dacă se bucură sau nu se bucură pe bune de ce se întâmplă în film. Da, plus că nu este un film cu înjurături, cu securitate, cu bătăi, cu blocuri gri. Cu blocurile comuniste vechi? Nu. Am scăpat de bucătăriile alea pe care le-am văzut în ultima perioadă în aproape toate filmele românești? Par bucătării și aici, dar un pic mai altfel. Mai moderne, da? Un pic mai moderne. Uite, vedem și noi imagini din film. Un film care se lansează în cinematografe pe 21 septembrie. Dar de ce se numește așa, povestea unui pierd de vară? Domnul Paul Negoescu, aveți legătura, da, bine că avem autorul. Jucăm cu autorul în sală, da. Paul, asta e. Titlul original era altul când am scris scenariul, dar am căutat un titlu mai potrivit și am folosit în soundtrack-ul filmului mai multe piese de Titi Botez, dintre care una se cheamă Povestea unui pierd de vară, este piesa care se repetă de mai multe ori în film și am considerat că se potrivește destul de bine cu personajul Petru, interpretat de Alexandru Papadopol, cu personajele prietenilor lui Petru și poate chiar și cu mine. Bun, abia așteptăm să vedem filmul. Vreau să te întreb, Ruxy, ce face? Cât are? 10 ani acum? 10 ani, da. 10 da, ani? 10 ce ani. Repede trece timpul? Clasa 4, da. Ce repede trece timpul? Ai fost la școală în prima zi? Nu, mama ei a dus-o. Da? Da, eu am avut. Tu aveai filmări? Nu, n-aveam filmări. Aveam treabă, mă rog, admitere, sunt în admitere acum la doctorat la facultate și... Deci domnul facem și doctorant? Admitere. Apoi mai vedem. Un an, doi sau cât ține? Trei ani și gata. Și gata, da. Da. Al nivel. Trei ani, nu-ți decolea. Corect. Da, trec repede. Da. Trec repede. Știi ce? Eu sunt întotdeauna foarte curios. Cum e la filmările astea? Câte duble se trag? Câte lucruri neprevăzute apar? Câte lucruri rămân în film din poveștile neprevăzute și nescrise de acolo, din scenariu? La filmul ăsta cred că am tras în medie vreo 10 duble. Foarte multe lucruri neprevăzute nu s-au întâmplat. A fost un film destul de bine pregătit în avans. Cât ați muncit la el? Păi... Prima variantă de scenariu am scris acum 5 ani. Filmarea efectivă a durat vreo 25 de zile, iar postproducția un an de zile. Wow. Dar
Pentru mine, cel puțin, a fost o situație atipică, că n-am lăsat foarte mult neprevăzut să apară în film, pentru că noi am făcut, eu cu papi, cel puțin două lozuri acum 2 ani de zile, unde foarte mult din ce s-a petrecut acolo a fost pur și simplu întâmplare. Și a fost de bine. A fost de foarte bine, e un film cu mare noroc, două lozuri, s-au aliniat planetele acolo și vorbeam. Da, aici le-am aliniat noi planetele. Da, le-am mai tras de el un pic, da. Crina, ce ți-a plăcut cel mai tare? Înghețată. 25 de zile de filmare. Avem o secvență foarte lungă pe care am filmat-o pe chei și practic am avut de mâncat la fiecare dublă o altă înghețată. Norocul meu e că chiar îmi place înghețata și practic a fost așa o plăcere să... Da, cam, a fost cam, că nici n-ai răcit să rămâși. Cam 10 înghețate, nu? Cam 10 au fost, 10, da. Dublele... Vezi? La noi nu e cu duble. Chiar 12, iată. Adică noi mâncăm prima și aia e. Dar uite aici, au tras 10 duble, 10 înghețate, altă treabă. Al buget. Film, tată. Film și, apropo, este filmat pe peliculă. Este o raritate în ziua de astăzi. Se mai filmează pe peliculă? Paul a filmat pe peliculă, da. Păi e greu când ești cu autorul, na, ești... Da, se întâmplă mai rar asta să se filmeze un film în peliculă. E mai costisitor. E mai costisitor, dar în același timp și imaginea este mai frumoasă în peliculă și tot procesul de muncă la un film filmat în peliculă e mai plăcut, așa, e mai clasic. E mai film. E mai film, da. Eu vă mulțumesc mult că ați trecut astăzi pe aici. Vă doresc să aveți mult succes pe mulțumesc. 21 septembrie, încă o dată lansarea. Cei care vor să afle mai multe pot să intre, presupun, și pe paginile voastre de Facebook și o să afle acolo. Și o să fie în cinematografe în toată țara sau doar de în București? De luni începem un mini turneu, o să mergem prin Constanța, Brașov, Galați, Vâlcea, Timișoara, așa că îi așteptăm pe cei care sunt în provincie și n-au plecat la București. Arad, Cluj, îi așteptăm la noi. Chiar mai devreme, pe 17 începem de luni, da, în Brașov, după aia Brăila și Galați. Adică vă duceți, vă întâlniți cu spectatorii și apoi vizionați filmul împreună, nu? Da. Și la sfârșit răspundem la întrebări.